O căsătorie aranjată, cunoscută și drept căsătorie pragmatică, se referă la căsătoria facilitată și aprobată de cineva. Cel mai adesea, părinții sunt inițiatorii acestor tipuri de căsătorii, deși alte rude și unii prieteni pot fi de asemenea implicați. În mod tradițional, căsătoriile aranjate sunt determinate în mod aproape exclusiv de părinți, iar fiul sau fiica nu are nimic de zis în privința alegerii partenerei sau partenerului. Unele căsătorii prestabilite oferă mirelui sau miresei potențiale diferite niveluri de libertate în alegerea partenerei sau partenerului. Acestea sunt mai comune în vremurile moderne și sunt uneori numite căsătorii semi-aranjate. În acest caz, mirele sau mireasa poate avea un cuvânt de spus în alegerea partenerei sau partenerului. Își pot alege perechea pe baza unor fotografii și profiluri personale. Se pot întâlni înainte de căsătorie sau pot chiar să iasă împreună o perioadă. Practica acestor căsătorii aranjate este mai comună în unele părți din Orientul Mijlociu și țările din Asia de Sud, cum ar fi Iran, Irak, Pakistan, Afganistan, China, India și Japonia. Deși mai puțin frecvente în regiunile europene și din America de Nord, căsătoriile aranjate pot avea loc mai ales în cadrul grupurilor etnice, religioase sau culturale, care practică în mod tradițional acest obicei. Acestea pot fi utilizate pentru a îmbunătăți statutul social al unei familii, mai ales în societățile extrem de stratificate. Prin urmare, căsătoriile aranjate pot fi utilizate în combinație cu sistemul de zestre, în care familia miresei oferă mirelui sau familiei mirelui o anumită cantitate de bunuri materiale sau bani. În România, căsătoriile aranjate sunt întâlnite la etnia romă, unde tinerii sunt promiși de mici.